Bună seara, bun găsit! Duminica a treia din Sfântul și Marele Post este închinată de Biserică Cinstirii Sfintei Cruci. Textele liturgice vorbesc de faptul că Sfânta Cruce a fost așezată la mijlocul postului, deodată pentru a fi o întărire pentru noi, cei care parcurgem această cale duhovnicească către sărbătoarea Învierii, dar în același timp este și o prefigurare a destinației acestui post, și anume sărbătoarea Învierii Mântuitorului, care este legată profund de Sfânta Cruce. De fapt, întreg creștinismul este legat și de Sfânta Cruce, și Sfânta Cruce face parte din predica, din propovăduirea Bisericii încă din timpuri apostolice. Vorbim în această seară despre Sfânta Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, despre Sfânta Cruce ca simbol puternic și de viață dătător al creștinismului, cu un specialist în istorie bisericească și în arheologie bisericească, dar în același timp cu o persoană preocupată de această problematică a lemnului Sfintei Cruci, cât este tradiție, cât este adevăr, foarte multe documente istorice, foarte multe mărturii arheologice sunt aduse de către invitatul meu din această seară în actualitate pentru a demonstra că lemnul Sfintei Cruci există și face parte din istoria Bisericii. O persoană care în prefața unei cărți pe care o să vă prezint spunea de faptul că a avut foarte multe bucurii în a găsi simboluri, semne în descoperiri arheologice foarte vechi din primele secole creștine. Cred că este o mare bucurie să poți găsi, să poți descoperi, vedea cu ochii tăi ceea ce creștinii din perioada apostolică au însemnat. Invitatul este domnul academician Emilian Popescu. Bună seara și mă bucur mult că sunteți în această seară alături de noi. Bună seara, mulțumesc! Spuneam că este o mare bucurie pentru noi de a găsi, de a ne găsi fundamentul, temelia credinței noastre și mărturii despre ceea ce credem astăzi cu atât de multă tărie încă din primele veacuri. În această carte pe care o să o prezint spuneați despre cât de vizuală este biserica, cât de vizual e creștinismul și cât de multă nevoie a avut încă din primele veacuri de a exprima în semne, în simboluri această credință. Fie că vorbim despre ancoră, fie că vorbim despre pește, dar mai ales că atunci când vorbim despre Sfânta Cruce. Și această carte nu pornește, cum spun unii, din perioada împăratului Constantin, că de atunci ar fi crucea prezentă în cultul bisericii și în tradiția bisericii, ci din perioada apostolică. Ați mers până la Sfinții Apostoli și îmi spuneați înainte de emisiune că este tot atât de veche cinstirea Sfintei Cruci ca și creștinismul însuși. Da, așa este și în general în firea omului există sentimentul acesta că dorește și ceva concret în evlavia lui. Și lucrul acesta se manifestă mai ales pentru cinstirea moaștelor. Omul când se duce în fața moaștelor are și senzația că este ceva adevărat, este ceva concret. La fel și creștinii primilor veacuri aveau nevoie de simboluri, de semne care să fie aproape de ei, chiar palpabile. Și lucrurile acestea îi întăreau în credință. Sigur că aceste dovezi palpabile pentru cruce nu sunt chiar de la începutul credinței noastre creștine. Aia au apărut ceva mai târziu. Dar închinarea, cinstirea Sfintei Cruci este din cele mai vechi timpuri. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune despre închinarea cu Sfânta Cruce și întoarcerea creștinilor spre răsărit, că este din cea mai veche tradiție a bisericii. Ce cine ne-a învățat pe noi că atunci când ne facem semnul crucii să ne întoarcem cu fața la răsărit și să facem semnul crucii. Era o tradiție transmisă din generație în generație din vremea apostolică.
Și cu timpul au apărut și aceste semne materiale care au pe ele simbolul acesta al creștinismului. Însă spuneți un lucru foarte important, și anume că generalizarea cinstirii Sfintei Cruci datează dinainte de anul 200. Da. E o mărturie foarte puternică. Pentru că s-a schimbat foarte repede mentalitatea de a privi crucea ca instrument al torturii, al morții. Și s-a văzut în ea ca un instrument al învierii, al vieții veșnice. Și lucrul acesta a apărut chiar din secolul I, datorită Sfântului Apostol Pavel. El s-a implicat foarte mult în a propovădui această semnificație a Sfintei Cruci. Și de a vorbi de teologia crucii. Da. Și el chiar spune în Epistola către Corinteni că noi, cei care credem, pentru noi Sfânta Cruce este viață, dar pentru cei care nu cred, iudei și păgâni, este nebunie. Deci Sfântul Apostol Pavel a scris în epistolele sale și a dezvoltat această teologie a crucii încă din a doua jumătate a secolului I. Nu știm mai înainte, epistolele lui sunt apărute între anul 51 și 68, până când a murit. Dar el a propovăduit și înainte de anul 51, înainte de sinodul din anul 49-50, a făcut o călătorie în insula Cipru și la Antiohia, unde probabil că a vorbit de lucrurile acestea. El a simțit prin descoperire dumnezeiască care este importanța acestui simbol al creștinismului. Încât eu am ajuns la această concluzie că cinstirea Sfintei Cruci s-a făcut din cele mai vechi timpuri, dar am găsit-o afirmată și de alți învățați creștini care se simt, după cum scriu, că au crezut în Mântuitorul Hristos și în Sfânta Cruce. Și ei au spus prima dată, crucea este atât de veche, cinstirea ei atât de veche ca și creștinismul însuși. Vorbim și spuneți lucrul acesta în prima parte a cărții despre faptul că simbolul acesta al Sfintei Cruci, care e un simbol sacru, se dezvoltă deodată cu peștele și ar fi bine poate pentru telespectatori să spunem de ce peștele, pentru că vedem de foarte multe ori reprezentat și în același timp apare ancora, tot ca un simbol creștin, iar Sfânta Cruce e și legată, uneori apare sub forma literei tau. Sigur. Da, nu știu. Peștele, în general, e legat chiar de hrana Mântuitorului Iisus Hristos. După înviere a cerut să mănânce ceva și s-a dat un pește fript. Deci să mânca pește. Apostolii erau pescari. Și asta este un aspect. Al doilea aspect este că literele care formează cuvântul pește au fost luate ca să formeze acrostihul ichthys, care fiecare literă are o semnificație. I, Iisus, H, Hristos, T este Dumnezeu și Y este Fiul lui Dumnezeu și ultima literă, S, este Mântuitor. Deci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor. În limba greacă. În limba greacă. E, lucrul acesta, deci, pe de o parte determină numele peștelui și pe de altă parte este o prescurtare a numelui Mântuitorului Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor. Da. Încât semnificația aceasta a fost acceptată de creștini din cele mai vechi timpuri și cele mai vechi mărturii despre această semnificație le avem din secolul al II-lea. Mă rog, cinstirea Sfintei Cruci este și mai chiar de la începutul secolului al II-lea, pentru că se relatează că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit către începutul secolului al II-lea, atunci când s-a pregătit mormântul, a pus hainele în mormânt, era însoțit de ucenicii lui, s-a închinat și a închinat tot trupul cu semnul Sfintei Cruci, a binecuvântat mormântul și i-a binecuvântat și pe ucenicii lui. Deci, asta ar fi mărturia scrisă cea mai veche de la începutul secolului al II-lea
că Sfânta Cruce era, a fost folosită chiar de un apostol al Mântuitorului Iisus Hristos. Și după aceea sunt și alte mărturii în secolul al II-lea și apar chiar documente arheologice și epigrafice pe care apare Sfânta Cruce ca element cinstit de către creștini. Despre unul din acestea aș vrea să vorbim, pentru că le detaliați în carte și începe descoperirea acelei pietricici din acea pietricică din Constanța în secolul XIX de către o tânără care duce la Londra ceea ce a găsit pe marul mării, fiind, cum spuneați, cred că una dintre cele mai vechi reprezentări ale temei răstignirii, interesant descoperit aici la Constanța, acum se află, dacă nu mă înșel, la British Museum în Marea Britanie. Da, este o descoperire unicat în istoria arheologiei mondiale și, într-adevăr, pietricica aceasta, o cornalină de culoare roșie, a făcut parte dintr-un inel și pe ea a fost reprezentată, gravată, răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos și inscripția Ictus, aceasta care arată, așa cum am spus, denumirea mai largă a Mântuitorului Iisus Hristos. Și nu i-a dat nicio importanță această persoană care a colectat după țărmul Mării Negre de la Constanța mai multe asemenea pietricele. Malul mării se surpa, venea apa, spăla și copiii se duceau și adunau. Și-a adunat mai multe pietricele din acestea și s-a dus cu ele, când a fost mai în vârstă, la Londra. Și acolo le-a arătat unui colecționar și acela și-a dat seama de importanța lor. Și dintre ele care au primit premiul întâi, ca să zic așa, a fost această scenă cu răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul apare pe o cruce în formă de T, cea mai veche formă a Sfintei Cruci, și de dreapta și de-a stânga sunt cei 12 apostoli. Deasupra este inscripția aceasta Ictus și podiumul pe care stau apostolii și Mântuitorul Iisus Hristos este străbătut de brațul vertical al crucii în jos, în pământ, și acolo este un craniu care simbolizează craniul lui Adam, adică Mântuitorul a înviat nu numai pentru cei care, oamenii din vremea lui și după întruparea lui, dar și pentru cei care au precedat întruparea lui. Deci mântuirea omenirii în întregime. Putem vorbi aici de o iconografie a răstignirii deja. Nu e doar o simplă scenă relatată, ci o teologie cuprinsă în această scenă, Gemma, din Constanța. Încât această scenă, reprezentare, este cea mai veche în ceea ce privește răstignirea. Mântuitorul este arătat dezbrăcat acolo, așa cum s-a și spus de altfel și în Evanghelia după Ioan, că l-au dezbrăcat și hainele lui l-a tras la sorți și cămașa la fel. Deci, și modul în care este reprezentat Mântuitorul și apostolii, se simte o mare influență a artei antice, foarte vechi arta antice, când oamenii nu erau speriați de golicina trupului. Iar Mântuitorul, într-adevăr, așa și fost dezbrăcat înainte de a fi răstignit. De aceea, semnificația teologică acestei cruci, așa de vechi, secolul 2-3, arată deja că în creștinătatea siriană, că de acolo provine aceasta, din Siria, unde au fost primii creștini, primii oameni care s-au numit creștini au fost în Siria, la Antiohia. Deja, aceasta este o piatră de hortar, nu cea mai veche, că a fost mai devreme când s-a schimbat mentalitatea despre ce reprezintă crucea, dar este un prag concret, că de aici înainte oamenii erau deja convinși că Sfânta Cruce nu mai este simbol al morții, al torturii, ci este un simbol al învierii și al vieții veșnice. Poate etapa următoare e reprezentată de descoperirea lemnului Sfintei Cruci în acel pelerinaj atât de frumos și de amplu relatat
descriile vremii al împărătesei Elena la Ierusalim, un pelerinaj care atât de frumos se suprapune și pe primul sinod sau conciliu ecumenic. Aș vrea să vorbim, pentru că v-ați ocupat mult despre acest aspect. Unii l-au contestat, considerându-l un simplu mit, nimic adevărat, dar totuși documentele vremii vorbesc despre pelerinajul împărătesei Elena. Aș începe cu o întrebare mai profană. De ce ea? De ce împărăteasa Elena a fost delegată într-un fel de împăratul, de fiul ei, împăratul Constantin, să meargă la Ierusalim? Lucrul acesta s-a întâmplat după ce împăratul Constantin a preluat teritorial și răsăritul Imperiului. El a fost, cum se știe, întâi împărat în Apus și partea răsăriteană, adică Asia Mică, Orientul Apropiat, Egiptul și o parte din Europa, țineau de Licinius, care era cumnatul lui, dar care a promovat după aceea o politică anticreștină. Și Licinius a fost lichidat în 324 și abia de atunci împăratul Constantin a putut să extindă măsurile lui de sprijinire ale creștinismului și în partea de răsărit. Și primul eveniment pe care l-a organizat el a fost Sinodul I Ecumenic de la Nicea, în 325. Sinodul I Ecumenic a fost, mă rog, încărcat de oameni veniți din toate părțile creștinătății, dar mulți din răsărit. Și au venit și cei din răsăritul Imperiului, din Palestina, din Asia, din Siria și așa mai departe, și l-au informat pe împăratul Constantin care este situația locurilor sfinte acolo. Și mai ales, dintre toți, episcopul locului al Ierusalimului, Macarie. Și în felul acesta împăratul a știut exact realitatea care era la Ierusalim pe Golgota. Ori această realitate a fost foarte tristă, în sensul că religia creștină nu s-a bucurat nici de sprijinirea iudaică, nici de sprijinirea Imperiului Roman. Și din două părți erau, deci, persecuții și nu aveau niciun sprijin. Și atunci locurile sfinte, unde a fost răsărit Mântuitorul Iisus Hristos, devenise în tradiția locală loc de pelerinaj local. Se duceau oamenii acolo creștini și se închinau, se rugau și cereau de la Mântuitorul Hristos să aibă și ei această mângâiere ca să capete viața veșnică. Intervin puțin, pentru că noi vorbim în 325 de aproape 300 de ani de la răstignirea Mântuitorului, dar și după un eveniment consemnat în anii 70, când Ierusalimul e aproape distrus și puțin a mai rămas din ce a fost Ierusalimul din vremea Mântuitorului. Da, asta vreau să spun, că știi, din punct de vedere politic, creștinismul a avut doi dușmani mari, adică evreii, care din punct de vedere nu sprijineau pe creștini, dar și Imperiul Roman. Imperiul Roman, romanii considerau că faptul că religia creștină nu cinstește zeii romani și religia Imperiului Roman era strâns legată de autoritatea politică. Și nu are un cult al împăratului. Un cult al împăratului. Atunci au considerat că sunt dușmanii Imperiului și au fost persecutați. S-a întâmplat că evreimea din Ierusalim nu suportau ușor asuprirea romană și s-au revoltat în timpul împăratului Vespasian și Tit. Și atunci a fost prima replica romană, a fost distrugătoare. Au distrus și Ierusalimul. Și deci Ierusalimul a fost aproape părăsit din cauza urmărilor acestei prin război. Însă după aproape 60-70 de ani, evreii iarăși s-au ridicat împotriva stăpânirii romane. Atunci era împărat la Roma Adrian, împăratul Adrian. Replica a fost și mai dură decât în vremea lui Tit și Vespasian. Ierusalimul a fost din nou distrus, templul la fel făcut zob, iar pe ruinele templului, unde a fost chiar Sfânta Sfintelor, s-a pus o statuie ecvestră a împăratului Adrian și puțin mai încolo o statuie a lui Jupiter,
zeu suprem al credinței romane. Ca să ne dăm seama de dimensiune, într-un fel de împlinire a profeției Mântuitorului, că nu va rămâne piatră peste piatră, atât așa de este. Dur a fost. Așa este, da. Iar evreii au fost atât de pedepsiți, că nu au voie să mai rămână în Ierusalim și nici să vină să viziteze. Era o localitate la vreo 10 km de unde puteau privi cam cum este Ierusalimul. Deci evreii au fost uciși în lupte, după aia vânduți ca sclavi, foarte ieftin, se zice că un cal era mai scump decât un evreu. Și a fost o nenorocire mare. Pe acest fundal, deci, de urmări ale revoltelor, împăratul Hadrian a schimbat puțin politica și și-a ales ca loc unde comandantul militar al Ierusalimului să-și facă centrul lui să fie chiar Golgota. Era mai ridicat terenul de acolo și Golgota, deci, a devenit reședința guvernatorului roman. Ce au făcut? Au pietruit, au retezat acolo tot ce erau, iar zona respectivă a fost înconjurată cu zid de piatră și deci acolo s-a stabilit armata romană. Dar mai înainte de asta, crucile au fost răsturnate chiar de evrei în valea de lângă Golgota, este o prăpastie acolo, și au aruncat pământ ca să se uite amintirea acestui eveniment al Mântuitorului Iisus Hristos. Încă deci, atât din partea evreilor, cât și din partea romană, creștinii au avut o soartă foarte, foarte tristă. Și faptul că pe Golgota s-a construit un templu în cinstea lui Jupiter și statuia zeiței Iunona, creștinii, spune fericitul Ieronim în secolul al IV-lea, când ajungeau la Golgota, în loc să vadă și să amintească de Hristos, vedeau statuia zeiței și vedeau armata romană. Și a pierit oarecum posibilitatea de a merge să se mai închine acolo la locurile sfinte. Deci a fost 300 de ani, locul acesta a fost sub ocupație romană totală și a rămas numai amintirea în inima creștinilor și memoria lor a ceea ce s-a întâmplat acolo. Mai erau pelerinaje mai rare pentru locurile legate de Sfânta Scriptură. Și Vechiul Testament și Noul Testament, anumiți oameni mai veneau și vedeau cam pe unde a călcat Mântuitorul Iisus Hristos și ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. Împăratul Constantin a moștenit această situație. Deci Golgota, templului Jupiter, statuia zeiței Iunona, Afrodita, și crucile inexistente, totul astupate într-o vale de lângă Golgota. Și totuși cu amintirea creștinilor din vremea respectivă a locurilor unde Mântuitorul ar fi apătimit. A trebuit să facă cercetări arheologice și asta costa foarte mult, costau bani foarte mulți, da. Și dar întâi a trebuit să aibă informația și informația a primit-o de la episcopul Macarie și alții din zona respectivă. Iar Macarie a fost un colaborator apropiat, a devenit un colaborator apropiat al împăratului Constantin și lucrul acesta reiese și într-o scrisoare care i-a adresat-o și el, împreună cu Sfânta Elena, au participat la săpăturile respective. Împăratul n-a putut participa la asemenea cercetare, pentru că era extrem de ocupat. O zonă atât de jumătate din Imperiul Roman trebuia pusă sub administrare. Și mai erau oameni care jinduiau după vechile culte păgâne și așa mai departe și administrație. El progresiv a schimbat administrația păgână și a înlocuit-o cu cea creștină. Era o muncă extrem de grea. Și abia după sinodul întâi ecumenic, când s-a reușit ca să se stabilească doctrina creștină în legătură cu persoana Mântuitorului, cu Sfânta Treime, și după aceea a doua mare problemă a fost sărbătorirea Paștelor în toată creștinătatea la aceeași dată, aceste două probleme au fost rezolvate și după acest sinod, care s-a terminat probabil în august 325, au avut loc cercetările
intense de descoperire, pentru descoperirea lemnului Sfintei Cruci. Și chiar în toamnă. Cercetări care se duc către 325 toamnă, 326 început. Început, da, da. Și lucrul acesta reiese și dintr-un document, o scrisoare pe care împăratul Constantin a trimis-o episcopului Macarie, în care îi vestește, deși el știa că s-a descoperit Sfânta Cruce, dar îi vestește că a luat hotărârea ca pe locul unde a fost descoperită crucea și unde a fost răstignirea să zidească o mare bazilică, o mare biserică atât de frumoasă încât să întreacă orice construcție existentă în tot Imperiul. Și se pare că episcopul Macarie avea experiență în domeniul acesta și îl roagă să dea sugestii în legătură cu marmura cea mai frumoasă, dacă să fie în interior folosit lemnul la cupole care s-ar preta și la poleirile cu aur și așa mai departe, încât devine un fel de colaborator al împăratului Constantin. Dar îl liniștește pe episcop pentru că îi spune: la dispoziția ta vor fi autoritățile militare și civile din zonă, cele mai înalte, în frunte cu prefectul pretorului, care era după împărat cel mai mare funcționar acolo. Și ăsta avea o putere extraordinară. De bani și muncitori și tot ce specialiști trebuia să se ocupe ca să găsească, dar banii erau asigurați și forța materială era asigurată de împărat prin aceste autorități. E, autoritatea aceasta prea mare, prefectul pretorului, m-a ajutat ca să îl determin cronologic când el a fost în funcție acolo. Și am stabilit, el mai este menționat și în alte documente, și eu am și ceva experiență prosopografică, epigrafică, și am stabilit și perioada aceasta după sinod, până la începutul anului 326, atunci s-a făcut descoperirea Sfintei Cruci. O întrebare firească: cum s-a făcut recunoașterea Sfintei Cruci a Mântuitorului? Da, au fost găsite trei cruci acolo, și dar s-a găsit și inscripția, titlusul care a fost deasupra crucii Mântuitorului Iisus Hristos, Iisus Hristos Nazarineanul, regele iudeilor. S-a găsit și aceasta, dar ea nu era chiar lângă crucea Mântuitorului. Și atunci episcopul Macarie și împărăteasa Elena au hotărât, după ce au făcut rugăciuni, să ducă trupul unei femei grav bolnave din alta societate iudaică. Și când s-a atins de crucea Mântuitorului, s-a vindecat. S-a atins și de celelalte cruci, două, dar nu s-a vindecat, și când s-a atins de crucea aceasta, s-a vindecat. Acesta a fost semnul crucial care a determinat descoperirea lemnului Sfintei Cruci. Vorbim în tradiția bisericii atât de lemnul Sfintei Cruci și o să detaliem bucăți din lemn au fost aduse la Constantinopol și cum traversează ele istoria, dar tradiția vorbește și despre două cuie din crucea răstignirii. Da, sunt izvoarele care vorbesc că s-au descoperit cuie, nu spun numărul, dar două au fost trimise împăratului Constantin. Și unul a fost folosit în frâul calului și celălalt în casca lui de luptă, pentru a-l apăra în confruntările militare pe care le avea. Acum, aceste cuie au și o semnificație, mă rog, Sfântul Ambrozie al Mediolanului, care a ținut o cuvântare frumoasă la Roma despre pelerinajul Sfintei Elena la Ierusalim, zice că acel cui care a intrat în frâul calului era menit să îndemne pe conducător la clemență, să nu devină un tiran. Iar cel din diademă trebuia să gândească tot timpul că are responsabilitate față de Dumnezeu. Și sigur că da, crucea nu trebuie să ne închipuim că după 300 de ani a mai fost găsită întreagă, așa cum a fost răsturnată ea de iudei, ci bucăți foarte mari. Ei, o bucată, cea mai mare bucată a rămas la Ierusalim și s-a pus într-o raclă de argint, și altă bucată a fost trimisă împăratului. Împăratul în vremea respectivă avea reședință la Nicomedia și după aceea s-a mutat la Constantinopol.
la fel și cu ele. Bucăți din Sfânta Cruce, deci mari, aceste bucăți mari, au fost și altele mai mici. Sigur că pentru fiecare om de atunci, credincios, era o mare bucurie ca să aibă o bucățică din lemnul Sfintei Cruci. Episcopul Chiril al Ierusalimului, care l-a urmat pe Macarie la tron, spune că în timpul lui bucățele foarte mici din asta au fost răspândite în tot Imperiul, încât lemnul Sfintei Cruci a devenit cunoscut în toată lumea. Bucățele primite de creștini cu credință. Și lemnul Sfintei Cruci, sigur că era o bogăție râvnită de oricine. De aceea împăratul bizantin de la Constantinopol și Constantin cel Mare donau bucățele din lemnul Sfintei Cruci marilor personalități politice, regi și așa mai departe, care să, mă rog, aibă relații bune cu Imperiul. Și acest tezaur care a rămas la Ierusalim și după aceea o altă parte la Constantinopol, au o istorie întreagă, sigur, erau sărbători foarte mari în cinstea lemnului Sfintei Cruci și la Constantinopol, depinde la Constantinopol. Păstrate și în cultul nostru de acum. Da, da. Acum, în legătură cu, și apoi revenim asupra, în legătură cu descoperirea lemnului Sfintei Cruci, se credea că acest eveniment a avut loc în data de 13 septembrie. 13-14 septembrie. Erau sărbătoriri din acestea foarte mari la Constantinopol, la Ierusalim, și participa pelerini din toată lumea. Și o pelerină spaniolă, rudă, se pare, cu împăratul Teodosie I, a vizitat locurile sfinte și a rămas în zona respectivă și în Egipt și în asta, dar la Ierusalim vreo 3 ani. Și a participat la sărbătoririle care aveau loc de 13-14 septembrie. Și spune că se cinstește Sfânta Cruce pe 13 septembrie pentru că în ziua aceasta a fost descoperit lemnul Crucii, lemnul Domnului. Nu este așa. Ea scria la vreo 50 de ani de la descoperire. 13 septembrie și 14 septembrie e o dată care a impus-o împăratul Constantin. Împăratul Constantin a avut un cult extraordinar de mare pentru Sfânta Cruce. I s-a arătat pe cerul Romei, după aceea și în alte împrejurări, l-a pus pe steagurile ostașilor, pe îmbrăcăminte, pe scuturi, încât el a avut victorii, nici nu se cunoaște vreo înfrângere a împăratului Constantin. Era și foarte bun strateg, era și un bărbat voinic, înalt, așa, nu se încumeta nimeni să pornească război împotriva lui, dar crucea a rămas pentru el elementul principal al credinței ortodoxe, al credinței creștine. Și ce a vrut să facă? 13 septembrie era ziua dedicată lui Jupiter. În anul 509 înainte de Hristos a fost făcut primul templu în cinstea lui Jupiter la Roma. Și ziua de 13 septembrie era dedicată în tot Imperiul cinstirii lui Jupiter. În tot Imperiul. Unde era un templu, trebuiau respectate aceste obiceiuri. Dar Constantin a vrut să schimbe total amintirea Capitolului și a acestui cult al lui Zeus. Și a vrut să facă din Ierusalim un nou Capitoliu, dar Capitolul creștin. Și atunci a schimbat, deci, semnificația respectivă și 13 a devenit ziua în care începe sărbătorirea lemnului Sfintei Cruci. Și așa a rămas, iar 14 este ziua în care Sfânta Cruce a fost arătată poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, care participase și la cercetările arheologice. Domnule academician, aș vrea să vorbim puțin și despre lemnul Sfintei Cruci după perioada constantiniană.
pentru că vorbim de o istorie destul de tumultuoasă. Da. Mai ales din cauza conflictelor politice din vremea respectivă și aș vrea să mergem puțin pe firul acestei istorie. Bucata de, marea bucată din lemnul Sfintei Cruci rămasă la Ierusalim a avut o soartă vitregă, mă rog, comună cu a locurilor de acolo, pentru că era o zonă disputată de vecinii Imperiului Roman, Bizantin și așa mai departe. Și au fost cazuri în care, dacă o putere străină reușea să cucerească Ierusalimul, să pună mâna și pe Sfânta Cruce. Și un asemenea eveniment a avut loc în 614, când perșii, care reprezentau puterea de temut a Imperiului Roman de atunci, au luat Sfânta Cruce și au dus-o în regatul lor, la Ctesifon, și au trebuit împăratului Heraclius al Bizanțului 16 ani de tratative, de lupte, ca să poată recupera Sfânta Cruce. Și a recuperat-o. Asta în anul 331. Dar n-a durat mult, că după 5 ani, după această dată, după ce a fost repusă în Bazilica Pătimirilor de la Ierusalim, a venit un alt dușman mai periculos pentru Imperiul Roman și pentru zonă, arabii. Împăratul Heraclius a decimat oarecum puterea persană și puterea persană până la urmă avea un rol de tampon față de ceea ce era în spatele lor, arabii. De aici învățătura, când ai doi dușmani în față, să te gândești care e mai periculos, pe care să-l lichidezi. Că dacă îl lichidezi pe ăla care te poate ajuta pe tine, lasă-l în pace și te ferești de celălalt. Încât arabii s-au dovedit mai periculoși decât în anul 336-37, Ierusalimul și Palestina a intrat sub stăpânirea arabă și atunci cea mai mare parte din Sfânta Cruce a fost trimisă la Constantinopol, a rămas fragmente, dar a fost un calif arab în anul 909 care a jucat cu picioarele pe cruce, că au ascuns-o și au spus că nu e, că nu știu ce, și până când au găsit-o, a jucat cu picioarele pe ea. Atunci, în cursul timpului, fragmentele care erau rămase acolo în zona respectivă s-au refugiat la capitala Imperiului Bizantin, la Bizanț, la Constantinopol. Au mai rămas și până asta, au fost o bucată mai mare în Siria, la Apameia, care și ea, la un moment dat, mai târziu, după moartea lui Justinian, în timpul lui Justin al II-lea, a fost achiziționată de nepotul acestuia, care i-a succedat la tron Justin al II-lea. Și vorbeam de ce reprezenta Sfânta Cruce. Pentru orice creștin reprezenta o putere extraordinară, în toate felurile. Generalii plecau la război cu o bucățică din Sfânta Cruce. Împăratul, dacă pleca la război, luau o bucățică din Sfânta Cruce. Deci era o pavăză protectoare pentru orice eveniment grav din viața lumii de atunci. Și așa a fost folosită această cruce. Dar, pe de altă parte, la Constantinopol, în capitala Imperiului, erau sărbători dedicate Sfintei Cruci, și se făceau procesiuni. Chiar consemnați în carte că erau expuse în săptămâna pătimirilor, da. Și apoi erau procesiunile din 30 iulie și 14 septembrie, cu specificul acesta al unui fast foarte frumos, liturgic, din zona aceasta a Bizanțului, pe care l-am moștenit și noi în cult. Da, se făceau procesiuni prin diversele cartiere ale Bizanțului, în special în această perioadă, după trecerea căldurilor mari, ca se temeau de epidemii. Și atunci mergeau cu Sfânta Cruce prin aceste cartiere și se rezolva problema aceasta epidemică. Domnule academician, pentru că în această carte, atât pe coperta ei cât și în interior, avem reprezentată una dintre cele mai frumoase mărturii, această Crux Vaticana sau o cruce Redicvar din vremea împăratului Justin al II-lea, pe care o avem și pe fundalul acestei emisiuni. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre ea. Da, inscripția pe
această cruce, foarte frumoasă de altfel, într-o caligrafie oncială din perioada respectivă, ne spune că prin lemnul prin care Hristos a zdrobit puterea pe dușmanul omului, adică pe diavolul, Iustin ajută Roma, iar soția lui dă podoaba. Ce spune asta? Deci, în centru acolo, vedeți, în cercul acela, este o bucățică din lemnul Sfintei Cruci. Asta a făcut împăratul Iustin. Iar soția lui a dat podoaba. Adică pietrele nestemate, argintul și aurul care au fost adăugate. Piesa este făcută, deci, la Constantinopol, se pare în anul 574, și urmarea că a fost în același an a fost achiziționată acea bucată mare de la Apameia, de lângă Antiohia din Siria. A fost donată Romei și ducatului ei. Roma și Italia a fost recucerită de împăratul Justinian, dar după recucerire au venit alte pericole din partea de nord. Și la granița de nord au apărut longombarzi. Și deja intrase pe teritoriul Italiei. Și atunci, ca să ajute Roma și ducatul, Justin a dat această pavăză de apărare împotriva dușmanilor. O să rog colegii să pună și partea posterioară a Sfintei Cruci, care de asemenea este foarte frumoasă. Da. Deci, pe partea posterioară, vedeți în centru, unde pe fațadă era bucățica din lemnul Sfintei Cruci, este mielul pascal. Mielul cu crucea pe spate, reprezentând Pământuitorul Iisus Hristos. Sus și jos este Mântuitorul Iisus Hristos și asta reprezintă chiar cele mai vechi reprezentări ale Mântuitorului Iisus Hristos. Sus este Mântuitorul cu Evanghelia în mâna stângă și binecuvântează, iar în partea de jos, în mâna dreaptă, are un volumen, un sul și o cruce în mâna stângă. Iar în partea stângă, pe capetele brațului transversal, în stânga, cu mâinile ridicate spre cer, este împăratul Iustin și în dreapta împărăteasa Iustina. Sunt îmbrăcați sunt împodobiți cu coroane împărătești și în postură de rugăciune. Deci e foarte importantă. Crucea aceasta, deci, a fost făcută de Iustin al doilea, nepotul de soră al împăratului Iustinian, și a dat-o Romii. Nu se știe cui a dat-o Romii și conducerii de aceea. Dar cu timpul, în vâltoarea vremurilor, crucea a ajuns în păstrarea Bisericii Sfântul Petru de la Roma, la Vatican. De aceea acum mai este supranumită și Crux Vaticana. Și uitați, aici vedeți decupate detaliile. De pe Sfânta Cruce, detaliile. Deci, sus de tot Mântuitorul Iisus Hristos, binecuvântând și în mâna stângă Evanghelia, în dreapta mea, deci în mâna dreaptă ține un sul, iar în stânga Sfânta Cruce. La centru, mielul pascal și jos, împăratul și împărăteasa în postura aceasta de rugăciune. Oranta, cum ar fi. Orante, da, da. Domnule profesor, pentru că mai avem foarte puține minute, vorbim deja în secolul al XIX-lea și al XX-lea de o campanie foarte puternică, mai ales inițiată de unele culte împotriva cinstirii Sfintei Cruci. Cred că această carte este un argument foarte important care arată faptul că tot ceea ce înseamnă creștinism, indiferent de cultul pe care îl reprezintă, nu poate fi disociat sau nu poate fi separat de cinstirea Sfintei Cruci. Până la urmă, cum spuneați, creștinismul și Sfânta Cruce au crescut, s-au răspândit în același timp. Mărturiile acestea istorice, până la urmă, nu numai că ne trimit la un adevăr istoric, dar ne arată și o profunzime de credință și o teologie foarte profundă conceptualizată într-un fel de Sfântul Apostol Pavel și dezvoltată mai târziu de biserică. De ce credeți că, sau cum vedeți această
prezență în secolul XIX, în secolul XX ai contestatarilor. A contestatarilor Sfântei Cruci. Da, a slăbit credința, în sensul că cei care fac ipoteze și lansează teorii cum că pelerinajul și descoperirea lemnului Sfântul Cruci ar fi legendă sau mit sau nu știu ce, sunt raționaliști care au raționaliști radicali care, în care fenomenul religios nu mai poate fi perceput. Și atunci își dau cu părerea. Și sunt oameni care vin din niște țări, din Danemarca, din asta, care dacă te duci acolo, nu vezi o biserică deschisă. Deci sunt decreștinați. Și ăștia emit asemenea asta, dar nu sunt de luat în seamă, pentru că nu câștigă în mediul științific asemenea opinii. Eu l-am pomenit numai pe unul singur. Asta pentru că nu merita altul să-l mai menționez și pe el. Dar nici nu sunt prea mulți care spun asta. Însă am găsit și oameni creștini care au înțeles. E un suedez care a înțeles bine problema și cred că este catolic. Și care a scris o carte și în care înțelege bine problemele. De aceea cred că această atitudine față de Sfânta Cruce reflectă răcirea credinței. Dacă nu mai ai credință în Hristos, în Dumnezeu, nu nici în simbolurile care sunt legate de Mântuitorul Hristos și de Dumnezeu. Pe de altă parte, ce să spun? Ca să ne convingem de puterea crucii și ce a însemnat, ce mânghiere a însemnat crucea pentru oamenii din cursul istoriei, să citim istoria ei și cum era cinstită, să zicem, în secolul 2-3 și mai târziu după aceea. Ce pelerinaje erau făcute din toată Europa la Ierusalim. Dacă o pelerină din Spania a fost în stare să se ducă la Ierusalim și să stea acolo 3-4 ani ca să se închine. Și, deci, Tertulian ne spune că la Cartagina, deci în Libia de astăzi, cumva, creștinii foloseau Sfânta Cruce în orice împrejurare. Când se sculau, deci așa semnul crucii, când se îmbrăcau, când se descălțau, se încălțau, când ieșeau pe ușe, când făceau baie, când aprindea lumina și așa mai departe. Deci intrase în obișnuința oamenilor de atunci pentru că dădeau seama de importanța lor. Își puneau pe inele semnul Sfintei Cruci, apoi Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum a fost scena răstignirii, ca să le fie protectori în orice împrejurare ale vieții. Nu pierd legătura cu credința, pierd legătura și cu ajutorul pe care pot să-l primească de la Dumnezeu. Încât e o pierdere pentru ei, în primul rând, dar și pentru umanitate, pentru că se depărtează de o realitate care a ajutat Europa să facă progrese și dacă Imperiul Roman a fost un imperiu în care civilizația a progresat și a decăzut din cauza imoralității și a lipsei de credință, s-a revigorat cu creștinismul care a reprezentat, mă rog, fermentul de progres al societății europene. Desprind din ceea ce mi-a spus că o îndepărtare de Sfânta Cruce nu e doar o pierdere personală, și este și o pierdere pentru umanitate, iar această carte pe care ați editat-o, Crucea și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos în creștinismul timpuriu, nu este doar o carte istorică, ci este o carte de teologie și în același timp este o carte de identitate care ne trimite spre a redescoperi valorile pe care s-a construit atât istoria, cât mai ales acest urcurs sau această istorie a mântuirii umanității și a fiecăruia dintre noi. Vă mulțumim foarte mult atât pentru detaliile multe inedite pe care ni le-ați adus, domnule academician, dar și pentru acest dar pe care îl faceți atât într-o cinstire a Sfintei Cruci, cât și pentru cei care vor să fie următori și cinstitori. Vă mulțumesc mult! Cel care citește această carte vine în contact cu sacru. Ce a însemnat sacru atunci? Ce daruri a dat oamenilor? Și ce poate da și astăzi. Așa că poți să intri în legătură cu această minune care ne-a lăsat-o Dumnezeu spre folosul nostru. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim și dumneavoastră. O seară frumoasă și binecuvântată tuturor sub ocrotirea Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci.